Odată cu venirea iernii, apare pericolul de incendii în fiecare locuință din țară, mai ales dacă locuința este încălzită cu lemne și cărbuni. În astfel de cazuri, dacă nu sunt respectate regulile de securitate antiincendiară, consecințele pot fi tragice. Pentru a evita asemenea situații, pompierii din orașul Florești au mers către cetățeni cu informații privind tehnica de exploatare a sobelor pe timp de iarnă. Aducem la cunoștință cetățenilor să aibă grijă la exploatarea sobelor și avem un text de instructaj pentru dumneavoastră ca să fiți mai precauți cu exploatarea sobelor. Locuitorii din Florești conștientizează importanța respectării cu strictețe a regulilor de securitate antincendiară și spun că sunt familiarizați cu cele ce țin de exploatarea corectă a sobelor în sezonul rece. Acasă și rășotca închesc, vezi că eu gurani mari nici n-am. Numai rășotca mi-e tăcut și închesc postoianul. Trebuie să placă de metal jos lângă pliță. Față la unișele cătiolului puse din metal, așa frumușeu, bătute în țânte. Asta dacă e era, foarte bine. Dacă aticau un jărat că acolo să nu se prindă podeal. Eu sunt omul cel interesant între și ex, n-am eu probleme cu focul, cu aia astea, și bătut normal. Reprezentanții Serviciului Situații Excepționale Florești au prezentat o instrucțiune desfășurată pentru cetățeni privind securitatea antincendiară. Verificați starea sobelor și coșul de evacuare a fumului. Nu lăsați fără supravegherea focul și în sobă aragazul aprins. Aparate electrice de uscasnică conectate în rețeaua electrică. Nu prindeți focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide ușor inflamabile. Nu le supraîncălziți. Nu uitați să plecați de casă, să deconectați din rețeaua electrică, televizoare și alte aparate video, audio. În panouri electrice folosiți siguranțele numai calibrate. Nu aprindeți ruguri în apropierea construcțiilor. Nu permiteți jocul copilul cu focul, nu lăsați copilul fără supraveghere. De la începutul anului, pe teritoriul raionului Florești au fost înregistrate 50 de incendii. În urma acestora, 3 persoane și-au pierdut viața.